Worktape Medical este în prezent singura clinică medicală din Botoșani unde oamenii pot beneficia de tehnica neurofeedback. Este vorba despre o intervenție terapeutică și de reglare cerebrală prin antrenament. Practic, cu ajutorul unui computer performant și a unor stimuli auditivi și vizuali, activitatea creierului se îmbunătățește. Este un antrenament al creierului, practic optimizează creierul, ne face să gândim cât mai optim, cât mai bine. Se folosește pentru mai multe afecțiuni, cum ar fi depresia, anxietatea, probleme de memorie, dar se poate folosi și pentru cei care vor să-și îmbunătățească memoria sau alte aptitudini. Programul de antrenament neuronal Neurofeedback, metoda OTMER-ILF, utilizată în cadrul Worktape Medical, reprezintă o abordare extrem de eficientă și non-invazivă, ce urmărește optimizarea oscilațiilor creierului uman. Este extrem de important ca implementarea protocoalelor neuronale ILF să fie realizată de profesioniști bine instruiți, cu expertiză în înțelegerea modelelor de funcționare ale caracteristicilor rețelelor neuronale. De asemenea, stăpânirea informațiilor multidisciplinare, dincolo de simpla abilitate de a opera echipamente, sporește siguranța și optimizează eficacitatea terapiei. Fiecare an noi inovăm, mereu aducem terapii și echipamente noi și în 2022 m-am înscris la acest curs de neurofeedback la București, am stat acolo o perioadă și anul trecut am reușit să achiziționez echipamentul și pacienții chiar sunt foarte încântați de această nouă terapie. Practic nu tratăm doar corpul, tratăm și partea mentală care este foarte importantă. Corpul este un întreg și noi îl tratăm ca un întreg. De tehnica neurofeedback pot beneficia atât adulții cât și copiii. În timpul terapiei este măsurată electricitatea undelor cerebrale. Clientul stă așezat comod pe un fotoliu, urmărește niște imagini și sunete și astfel creierul se optimizează. Trebuie precizat însă că harta creierului, la fel ca și ADN-ul, este unică. Prin urmare, orice metodă de tratament concepută este adaptată la cazul fiecărui pacient în parte. În timpul exercițiilor, acele părți ale creierului care funcționează prea lent sunt activate, iar părțile care funcționează prea repede sunt estompate. Fiind un proces de învățare, sunt necesare minim 20 de ședințe. Cercetările în domeniul neuroștiințelor au dus la dezvoltarea metodei neurofeedback, care există de 40 de ani. Astăzi există echipamente care utilizează cu succes această tehnologie.